Proteste în sectorul Râșcan al capitalei. Mai mulți locuitori de pe strada Florilor se declară nemulțumiți de construcția unui centru comercial în preajma blocului lor. Oamenii se plâng că nici noaptea nu mai au parte de liniște din cauza zgomotului puternic produs de tehnica grea. Ei spun că lucrările se desfășoară cu încălcarea normelor și cer stoparea lor. De cealaltă parte, proprietarul firmei dă asigurări că are toate actele în regulă. Protestatarii susțin că de câteva luni de când a început construcția centrului comercial nu mai au parte de liniște. Sunt deranjați de zgomotul puternic produs de autocamioane, iar mirosul de gaze nu-i lasă să iasă din case. Noi deja avem luni de zile de când nu dormim, de când domnii sapă și suntem vecinii chiar vis-a-vis și gălăgia. Lucrează și sâmbătă și duminica și suntem destul de revoltați. Nu e imposibil să pui ceva pe masă, mănânci, sâmblă așa, masă, strachină. Dar să faci o mâncare la plită de gaz, tot așa joacă și castrule și șaun. E imposibil. Compania lucrează și sâmbătă și duminica, nu putem să ne odihnim în casă normal, gălăgie, mașini tot timpul, cop, nu putem să respirăm aer curat normal. Au fost copaci, copii se jucau, liniște. Dar uitați ce s-a făcut aici. Protestatarii acuză autoritățile municipale că ar fi eliberat certificatul de urbanism pentru demararea lucrărilor cu încălcarea normelor. Documentul nu ar conține înscrierile ce țin de procentul de ocupare a terenului. Potrivit legislației, în zona respectivă, construcția nu poate depăși 40% din suprafața terenului aferent, iar în cazul dat, suprafața clădirii ar depăși 80%. Locuitorii afirmă că le-au cerut de nenumărate ori autorităților locale să sisteze lucrările, dar fără rezultat. Nimic nu are nicio treabă, noi plângeri după plângeri, să dădeau niște răspunsuri așa, știți, evazive, neserioase deloc. Lasă lucrurile așa pe apa sâmbetei, compania respectivă și rezolve interesele. Așa că au depus o plângere la procuratură, care în luna martie a deschis un dosar penal pe acest caz. Arhitectul șef al capitalei a refuzat să comenteze deocamdată situația. Atâta timp cât este investigația, noi nu ne pronunțăm absolut pe niciun fel de capitol a șantierului dat. Contactat de Jurnal TV, proprietarul firmei care a demarat construcția centrului comercial a dat asigurări că deține toate actele necesare și că nu ar exista niciun temei pentru sistarea lucrărilor.